Bine ați revenit la mobilisima.ro. Azi să prezentăm unboxing-ul lui Allview X4 Soul Infinity L. Și nu este doar un unboxing, este și un anunț de concurs. E bine, da, puteți câștiga acest smartphone care face parte din seria X4 Soul Infinity. Am testat deja modelul Infinity N, acum îl avem pe Infinity L. Hai să scoatem din cutie, o să aflați la finalul acestui unboxing care sunt regulile concursului. Cam așa arată telefonul, este fresh, are țipla aplicată și o vom da la o parte. Vedeți pe ea, ecran 18:9, posibilitatea de upgrade hardware și AVI, asistent vocal în limba română. Ok, avem o țiplă și în spate, pe care vom încerca să o scoatem, deși este foarte bine lipită. Așa pățești cu unboxing-urile făcute la cald. Ok, acesta este telefonul cu un spate glossy, cum am văzut și la Allview X4 Soul Infinity N. Avea o construcție excelentă terminalul, deci folosește plastic, glossy, dar bine închegat. Ecran cu muchi subțiri. Este un unboxing, așa că hai să vedem ce primim în cutia lui Infinity L. Seria include 4 modele, după cum știți, modelul S, modelul N, modelul L și modelul Z, pe care, sincer, abia aștept să-l testez. Aici ar trebui să fie accesoriile cele mai interesante, mă refer la încărcători și alte cele. Am uitat prețul. Allview X4 Soul Infinity L costă 849 de lei în această perioadă, printr-o reducere, iar aici vedeți voi încărcătorul, încărcător de mici dimensiuni, care oferă alimentare la 5V și 1A. Trecem mai departe. O pereche de căști care, ca și la Infinity N, seamănă cu Apple AirPods, ceea ce nu poate fi niciodată un lucru rău și ar trebui să se audă binișor, judecând după celelalte căști testate de noi. Aici un cablu USB Type-C, atât în această cutie, îl punem aici, să vedem ce este în cealaltă cutie. Aici ar trebui să fie manualul și alte lucruri interesante. Telefoanele au debutat la începutul toamnei. Noi am avut ocazia să le facem un preview încă de astă vară, preview pentru prototip evident, iată și garanția și cheița pentru SIM și tot continuă să iasă accesorii. Ok, aici avem instrucțiuni, după cum spuneam, cheița pentru SIM, garanția, aici o protecție pentru ecran și o cârpă pentru șters același ecran și iată și manualul lui X4 Soul Infinity L. Vă recomand să-l citiți, dar nu e un lucru bun să citești manualul pentru a ști ce se întâmplă cu terminalul, ce primești și alte lucruri. Apropo, cutia se închide magnetic. Acum a venit momentul să pornim acest telefon. Mi se pare foarte ușor, nu știu de ce mașina să fie un pic mai greu, poate venind de la Infinity N să mi se pare așa. Apropo de seria aceasta, X4 Soul, am testat foarte multe modele din ea, modele Style, Light, Extreme, ne-am jucat și cu telefonul cu proiector, a cărui recenzia trebuie să fie în curând pe YouTube, dacă nu cumva e deja. Cutia aceasta seamănă ca design cu cea lui Infinity N, mă gândesc și cu cea celorlalte modele din seria Infinity. După cum spuneam, Allview X4 Soul Infinity L costă 849 de lei în această perioadă, vine pe negru sau auriu, măsoară 1,5 mm în grosime, cântărește 155 de grame, are un scanner de amprente în spate, sub cameră și trebuie să aflați că vine cu două sloturi SIM și un ecran de 5,7 inch IPS LCD cu aspect 18:9 și rezoluție de 1440x720 de pixeli. Este un panou de 2,5D cu protecție Dragon Trail Glass. La interior avem un procesor quad-core tactat la 1,45 GHz. Mai primim și 2 GB de RAM, 16 GB de stocare, slot microSD, iar când vine vorba de camere, vom face selfie-uri cu o cameră de 5 megapixeli și vom face captura principală cu camera principală de 13 megapixeli cu blitz LED, pare să fie chiar dual LED. Avem parte de 4G LTE, de port USB Type-C în zona inferioară, jack-ul audio este la posturi și avem și o baterie de 3000 mAh, care dacă se ia după cea de pe modelul cu N, ar trebui să fie destul de solidă, mai ales la utilizarea continuă. AVI este la posturi, îl vedeți chiar aici cu iconul dedicat, avem Android 7.0 Nougat drept OS și acesta este telefonul care stă foarte bine în mână, este foarte arătos și în același timp compact, având în vedere diagonala sa. Îi vom pune la test camera, bateria, performanța, vom juca și jocuri și ne jucăm și cu AVI. Între timp o să arunc ca de obicei o privire peste interfața camerei, care e minimalistă și aproape de stoc și nu are foarte multe opțiuni, doar pe cele de bază. Vedeți aici reglaje, zero shutter delay, captură RAW, cumva s-a strecurat pe aici, calitate video, mod audio și panorama plus captură slow motion. El este Allview X4 Soul Infinity L și a venit momentul
să aflați cum puteți câștiga acest telefon arătos. Este foarte simplu, ne-am întors la cele 4 reguli clasice. Regula numărul 1, like la pagina de Facebook AllView. Regula numărul 2, vizitați pagina telefonului pe site-ul AllView, are o pagină dedicată, Infinity L. Regula 3, postați comentariul la articolul cu concurs de pe mobilissimo.ro cu răspuns la întrebarea următoare. Enumeră 3 caracteristici care îl fac pe Infinity L deosebit față de restul telefonelor AllView de până acum. Postarea se face din nou. Comentariul la articolul dedicat pentru concurs pentru acest telefon. Regula 4. Share public pe contul tău personal de Facebook la articolul cu unboxing și articolul cu concurs. Vor fi separate, vom avea un material despre unboxing și un material despre concurs. Toate aceste 4 sarcini trebuie să primească screenshot de la voi, captură de ecran, o luați frumos acea captură, o puneți, o atașați la un e-mail, o trimiteți la adresa concurs@mobilissimo.ro cu subiect concurs AllView X4 Soul Infinity L plus numele vostru real, plus adresa, plus numărul de telefon și puteți câștiga fix acest telefon. Cam acesta a fost unboxing-ul, un ecran imersiv cu muchii foarte înguste, revenim cu review foarte curând, la revedere!